Salutare, dragilor! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc pancake-uri foarte, foarte delicioase și foarte ușor de pregătit. Iată așa arată. Eu le-am făcut fără bicarbonat și fără praf de copt. Sunt foarte, foarte gustoase. Da, sunt cu lapte, fără iaurt. Deci, aici am turnat deasupra miere de albine. Acum le vom tăia, să vă arăt cum arată. Și le vom servi cu gem de căpșuni și cu ceai din buruieni de la Moldova. Da, deci dați să le tăiem, să vă arăt cum sunt. Tac. Luăm o furculiță să ne ajutăm. Așa. Deci, vreau să arăt cum este așa, să vă arăt ce pufoșenie, parcă este un tort, uitați-vă ce sunt de pufoase, vedeți? Sunt foarte pufoase. Deci, mai tăiem în așa iană. Hop, 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 hop. Așa. Deci, vreau să vă arăt la cât sunt de pufoase. Vedeți? Ia uitați-vă ce pufoșenie. Și la cât de bine arată, dragilor. Uitați-vă ce bine arată. Vedeți? Deci, acum le punem cu gem. Așa, luăm gem. Punem așa deasupra pe ele. Așa. Așa. Și le vom savura cu plăcere cu ceai din romaniță și mușățel, mătincă. Da, uitați-vă ce bine arată. Perfecte! Uitați-vă ce bunătate, dragilor! Deci, dați să facem degustația! Așa, deci, dați să facem degustația! Uitați-vă ce bunătate! Vai, 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 vai! Deci, luăm... Așa. Vedeți că ele la cât sunt de pufoase, ele se rup foarte bine. Deci, facem degustația. Poate este tort. Vai, ce de bun. Este super, super bun. Cu ceai din buriene. Ceaiul are un gust de romaniță, gust de țară, gust de câmpiile noastre. Iată de care gust are ceaiul meu. Vai, ce de bun, uitați-vă. Uitați-vă la ea. Vedeți? Asta mă îngraș foarte tare. Uitați ce de mult am luat. Super! Deci, vreau să spun că este o rețetă super. O bunătate. Să știți că este o bunătate. Dragilor, dacă vă place rețetele mele, dați câte un like. Dacă nu vizionez, abonați-vă la canalul meu. Apăsați pe clopoțel. Să fiți la curent cu toate rețetele mele. Eu vă pup pe toți. Ciao, ciao! Pa, pa! Așa, deci pentru pancake-urile noastre vom avea nevoie de 350 ml de lapte călduț, de 250 g de făină, de 4 linguri de ulei, de 50 g de zahăr, de 3 ouă, le-am împărțit albușul de o parte și gălbănușul de o parte și un pic de sare. Deci, dați să facem aluatul. Așa, adăugăm în bol gălbănușurile și cu zahărul. Și batem într-o penă să fie tocmai albă. Încă așa am făcut să fie gălbănușurile albe, așa într-o cremă spumoasă. Vedeți? Așa, acum adăugăm laptele. Adăugăm tot laptele și iarăși mixăm. Batem așa să facem așa o spumă. După asta adăugăm făina, făina să fie cernută. Adăugăm și mixăm. Am adăugat toată făina. Uitați-vă ce masă pufoasă s-a primit la noi. Vedeți? Dacă vă pare că este prea subțire, mai adăugați 50 de grame de făină. La mine, eu cred că mie mi-ajunge.
Așa. 250 de grame la 350 de ml de lapte, mie mi-ajunge atâta. Mai departe, incorporăm uleiul și iarăși mixăm puțin. După cum ați văzut, eu n-am adăugat nici bicarbonat de sodiu, nici praf de copt. Pentru că la noi a să ne se primească și fără ingredientele acestea. Așa, deci, mai departe, adăugăm albușurile și un pic de sare. Și începem să batem. Așa, le-am bătut într-o pină, într-o spumă foarte tare. Așa, deci ce facem mai departe? Uitați-vă la masa noastră ce e de pufoasă. A făcut și găurile, da? Acum adăugăm tot albușul aici. Așa. Și îl incorporăm. Îl incorporăm așa în felul acesta, cum facem pentru pandișpanul la tortă. Așa procedăm și cu aluatul la pancake-uri. Așa, deci trebuie să primească așa o masă foarte pufoasă. Vedeți? E ca așa. Punem tigaia la foc și o încălzim. Tigaia nu o ungem cu nimic, le vom coace pe tigaia uscată. Așa, noi începem să le coacem. Luăm câte un polonic și punem. Prima cușă e gata, n-am ruminit-o așa tare, a doua să o ruminesc mai tare. Așa, uitați-vă ce masă pufoasă avem noi, vedeți? Luăm câte un polonic și le facem cât de mari dorim noi. E ca așa. La foc mediu le coacem, nu le coacem la foc mare. Când începe, acuși dau mai aproape. Și a să vă arăt, când începe să fac așa deasupra găurele, atunci o întoarcem. Atunci ea este de ajuns, iată, prima am făcut-o. Așteptăm să vedem și a doua. Eu sunt nerăbdătoare întotdeauna, vreau să gust, când fac ceva, să gust prima. Uitați-vă ce pufoșenie, vedeți? Vai de mine ce de pufoasă. Și gustoasă. Serios vă spun. Foarte bună. Vreau să vă spun că 50 de grame de zahăr, asta nu-i mult, nu sunt dulci, sunt așa un picuț dulci, dar eu o să fac de asta gem sau dulceață de căpșună și am și miere de albină. Și o să fac cu ea să ung ca să fie mai dulci. De asta am pus numai 50 de grame. Uitați-vă ce bunătate. Așa, după cum am spus, ia că vedeți, trebuie să fac așa borticele toată suprafața și apoi o întoarcem. Vedeți ce bine arată? Uite, toată este în găurele, borticele. Da, borticele, pentru că așa le zic eu. Ia că așa, pe asta am rumenit-o mai tare. Nu, am lăsat-o puțin mai mult. Dar nu vreau pe toate să le ruminesc așa tare. Așa s-a primit aceasta, dar mai mult așa n-a să le coc tare. Nu vreau așa să fie tare coapte. Și în felul următor, le coacem pe toate pancake-urile noastre. Așa. Ia ca așa. Așa să le coacem. Mai puțin, să nu fie tare prăjite. N-aș zice că asta e tare prăjită, dar totuși nu vreau să fie așa de tare. Așa, deci, dragii mei, acolo ultima o coacem, dar acum vreau să fac niște ceai din buruiene, din romaniță, de la Moldova. Și aceasta e mușuțel, mătincă sau coada cioarecului, nu știu cum se numește. Dar am adus de la Moldova
Și acum am un pun așa un pic aici, așa să fierb un ceai și asta servesc cu cu asta, cu pancake-uri. Torn apă fierbinte și o pun să clocotească un pic și apoi o stâng. E ca așa. Vreau să vă spun că e un miros. Wow, wow, wow. Este super. E că asta e romaniță. Dar asta nu știu. Mă întind că ori e coada șoarecului, ori e mușățel. Ceva pentru ceaiuri. Asta e foarte, foarte bun. Deci să știți că chiar de sunt în Israel, da, mămicuța cu bunicuța are grijă de mine. Așa că fac ceai de ăsta. Așa, deci la noi a fiert. Gata, stângem focul. Și punem căpacul și lăsăm 5 minute așa cu căpacul pe cratiță. Deci așa, dragii mei, uitați ce pancake-uri frumoase avem noi. Sunt super, super, super bune. Sunt foarte, dacă se aude, sunt foarte pufoase. Deci aici am miere de albin și aici am de asta dulceață de căpșună, cumpărată, nu-i făcută. Așa. Deci pe ele le voi aranja așa, e ca așa, și le voi turna cu miere de albine. Așa. Ele vor curge, e ca așa. Super. Așa. Deci, le vom tăia și le vom servi și cu dulceață. Deci, dragilor, dacă v-a plăcut rețeta de pancake-uri, sunt foarte, foarte ușor de făcut și foarte delicioasă. Foarte delicioasă, să știți lucrul acesta. Și principalul n-au bicarbonat de sodiu și n-au praf de copt. Ia că ce e principalul. Vă doresc poftă bună și numai bine!